Sănătate și bine revenit prin trimatul lui Crypto la o nouă ediție a știlopescului din lumea criptomonedelor. Statele Unite adoptă un proiect de lege pentru promovarea adoptării în masa a blockchain-ului. 12 dintre cele mai mari bănci din Statele Unite și-au notificat oficial furnizorii de carduri de credit că nu vor mai solicita serviciile lor începând de joi 14 decembrie. Instituțiile financiare la nivel global închid sucursalele fizice într-un rim din ce în ce mai mare. Fiscul din Statele Unite, ce a jucat un rol principal în ancheta Binance, înregistrează o creștere a cazurilor ce implică evaziunea fiscală legată de criptomonede. Tokenul BNB al lui Binance ratat cea mai mare parte a recentului raliu al activelor digitale, fiind un semn al perspectivei provocatoare pentru cel mai mare schimb de criptomonede. Newbank, susținută de Warren Buffett, colaborează cu Circle și Talos pentru a crește accesul la criptomonede în Brazilia. Layer 0 confirmă planurile pentru un airdrop, stimulând unele proiecte din ecosistem. Racheta Solana, un analist prezice un raliu de 600%, ajungând la 453 de dolari. Rezumatul pe 2023, Bitcoin, Solana și Incubeta preferatele investitorilor. Solana depășește lerele 2 Ethereum în volumul de tranzacționare, iar balenele apelează la alcoinurile bazate pe inteligență artificială. Dispozitivul Bosch de PIN va permite să partajați date și să câștigați criptografii cu ajutorul firmelor Web3, PIC și FCI, ce prezintă un hardware care rulează agenții AI stimulați cu cripto. KTU de la Ark Invest vinde încă 24,3 milioane de dolari în acțiuni Coinbase. China semnează un acord de cooperare CBDC de 400 de milioane de dolari cu Emiratele Arabe Unite, Firma de jocuri Boia Interactive va cumpăra de 100 de milioane de dolari criptomonede, iar Victory Securities lansează un nou fond Bitcoin în Hong Kong. Bitcoin va atinge un nou vârf la sfârșitul anului 2024, iar Binance va pierde poziția de lider. Pando Asset AG a depus instituției SEC o versiune actualizată a aplicației sale Spot Bitcoin ETF. ETF-ul Spot Bitcoin de la Fidelity a fost listat pe DTCC sub simbolul FBTC. Autoritățile din El Salvador împreună cu Tether au dezvăluit un program de cetățenie prin investiție care va oferi vize și pașapoarte pentru o mie de persoane ce doresc să investească în El Salvador monedele Bitcoin sau Tether de cel puțin un milion de dolari americani. Valoarea Bitcoin și Ether Options pe derivit atinge un record de 23 de miliarde de dolari. Prețul Chainlink ar putea ceda în urma profiturilor luate de balene. Într-o nouă lucrare industrială pentru cooperare economică Asia-Pacific, APEC, Chainlink CCIP este evidențiat ca un standard de interoperabilitate blockchain pentru deblocarea ecosistemului comercial transfrontalier de 267 miliarde de dolari. Dezvoltarea fără probleme pe stelar cu acces gratuit la testnetul USDC și EuroC de la Circle prin noul Faucet. Pilotul de monede stabile CBDC făcut de Ripple și Palau arată rezultate promițătoare. XRP este acum la doar 3% distanță de a deveni o entitate mai mare decât moneda BNB. XRP-ul de la Ripple se pregătește pentru o potențială creștere a prețului de 500%, ajungând la 3 dolari în urma unui moment de cotitură în procesul cu SEC. Un analist cripto consideră că prețul XRP poate crește la 50.000 de dolari, fiind o țintă mai realizabilă decât 500.000 de dolari pentru Bitcoin. Băncile centrale europene adoptă Bitcoin și Ripple XRP ca active sigure. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului posta pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun o trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, ne invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta că mai multe criptomonede.